Dragii mei iubitori ai Cuvântului Dumnezeu, iubită familie a Domnului nostru Isus Hristos, vin cu mare dragă înaintea voastră și pe lângă bucuria pe care mi-o produce Cuvântul lui Dumnezeu în sine și pe aceasta o trăiesc din plin, am și bucuria să împart cu voi, aceasta dublează bucuria noastră de a împărți împreună lumina cuvântului care ne-a fost dată. De altfel, fiecare lumină e aprinsă de la o altă lumină. Cu această ocazie, prin Harul Bunului Dumnezeu, ne vom opri asupra unui lucru care marchează viața noastră de fiecare zi. Și vă rog să ascultăm cu atenție în spiritul rugăciunii pe care o vom înălța. Tată, te rugăm în numele Domnului Isus, să ne ajut să înțelegem cât de mare este favoarea noastră de a te asculta pe tine în cuvântul tău, cât de mare este harul care este peste noi în clipele acestea. Luminează ochii noștri, Doamne, deschide ochii noștri care locuim în întuneric și în umbră și fă, Doamne, să venim la lumina Ta minunată, prin Domnul Isus Hristos. Amin. Spun că trăim într-o lume în care puține lucruri, dacă a mai rămas ceva, sunt ceea ce apar a fi. Adică lucrurile apar a fi ceva, dar sunt altceva. Nu ca acum este diferit de altă dată, din totdeauna a fost așa. Fiindcă singurul care vede lucrurile așa cum sunt este Dumnezeu. Noi vedem în parte, înțelegem în parte, vorbim în parte. Dar trăim într-o vreme în care aparența este dominantă în lume ca să acopere realitatea pentru Mântuitorul nostru nu este o surpriză, fiindcă El nu a judecat și nu judecă niciodată după aparență, după înfățișare, ci după adevăr. E distanță mare între una și alta. Dar vreau să dau câteva exemple. Examene pentru marile funcții sau pentru slujbe, pentru orice altceva, examenele acestea nu mai au forma tradițională. Este examinat pe când nici nu-ți dai seama Ești examinat în niște gesturi mici care parcă nu au nicio legătură cu ideea de examen. Am trăit această experiență cu ocazia înscrierii mele la Universitate în Anglia când am fost invitat fără să fiu cel puțin anunțat. Am fost condus de un prieten acolo, cum mărturiseam într-o altă împrejurare. Am fost condus de un prieten iubit căruia îi sunt recunoscător. Și eu îmi dau bună ziua, n-am știut pur și simplu unde merg. Când am intrat în universitate, cei ce erau acolo păreau că au fost informați, că vin. Și atunci m-au invitat într-o cameră pentru examen, dar la examen trebuie să te pregătești. Nu. și mi a explicat ideea de examen. Mi-au spus, la examen nu trebuie să te pregătești, ci trebuie să fii tu însuți. Sigur că aceasta nu înseamnă că nu învățăm lecțiile, nu, dar suntem noi înșine, cu ele învățate sau neînvățate. Nu vreau să fiu cotat sau măsurat altfel sau altceva decât ceea ce sunt în realitate. Și așa cum am fost, așa m-au luat. Și este o expresie în Biblie când ucenicii au luat pe Isus în corabie, așa cum era. Și noi suntem luați de viață așa cum suntem. Conceptul judecății de cercetare, cum se numește în adventism, a, a iritat pe mulți oameni. Conceptul a fost abandonat, literalmente rar vei auzi ceva, vorbindu-se pe această temă, deși cercetarea Duhului, cercetarea de Sine, cercetarea lui Dumnezeu, cercetarea lucrurilor, toate sunt de la începutul și vor fi până la sfârșitul lumii. Dar această, acest concept are o idee care nu poate fi negată nici anulată, și anume ideea că un om este cercetat în împrejurări în care nu este pregătit pentru cercetare. În momentul în care te pregătești ca să apari, atunci tu afișezi o mască, nu ești tu însuți. Spre exemplu, nici nu i-ar fi trecut prin minte lui Belșațar că este examinat pe când era acolo și toate mergeau așa cum mergeau și deodată a apărut mâna aceea pe zid. Nu i-ar fi trecut prin minte. Nu i-ar fi trecut prin minte lui Natanael că este examinat când discută cu uh, ce un om fără vicleșug. Iisus vorbește despre caracterul lui. ce asta, frate? Ce vrei să spui? De unde mă cunoști tu pe mine? Păi uite de unde te cunosc și în clipa aceea el a trecut de plin examenul acesta și a făcut parte din slujitorii lui Dumnezeu și ai Domnului Hristos acolo. Vreau să închei în tot trei cuvinte această introducere. Fi totdeauna tu însuți în cea mai bună și frumoasă și adevărată forma a ta. Fie că e urâtă, fie că este plăcută. Nu contează important este să fii tu însuți și fi pregătit să fii tu însuți. Fi pregătit de asemenea ca orice formă de prefăcătorie sau de aparență să nu supraviețuiască. Aceasta nu va supraviețui niciodată. În special în, în timpul nostru. Durează foarte puțin. Având în vedere că așa stau lucrurile și că omul este încercat pe când nu știe că este încercat și se manifestă ca el însuși doar atunci când nu știe că se manifestă, dar este observat, având în vedere acest lucru, vom merge în Sfânta Scriptură, în Matei, capitolul 20, versetul 4, și aici vom găsi pe Vier, pe Marele Vier, care e Tatăl meu, a spus Isus, mergând în piața lumii și invitând oamenii la lucru. Găsim în Matei, 20, cu versetul 4, chintesența acestei parabole. Vă voi da ce este cu dreptul. Adică, ce e drept să primiți? Vă voi da. Și vă rog să ține minte această expresie, pentru că ne vom reîntâlni cu ea. De fapt, expresia aceasta, vă voi da ce este cu dreptul, are un fel de iz de legământ. Și vă amintiți bine că legământul nu e contract. Legaliștii așa spun. Și așa vor trăi și așa vor muri ei că este un contract. Nu este un contract. Legământul este o promisiune unilaterală a lui Dumnezeu. Dumnezeu se leagă pe cuvântul lui, pe sine însuși, pe mine mă jur. Că va face pentru tine o lucrare sau alta. Și atunci să, să luăm un mic exemplu, să zicem cele 10 porunci. Ele pot să fie uh, 10 porunci, așa cum le numim noi, pe care nu le am împlinit nimeni și nu le va împlini nimeni niciodată cât este lumea și pământul și vor încerca să facă treaba asta miliarde de oameni, sau aceleași 10 cuvinte spuse pe munte pot să fie 10 cuvinte ale legământului lui Dumnezeu. Este anumit legământ. Dumnezeu promite și îți spune așa. Tu nu vei fura. Nu vei ajunge acolo. Nu va fi nevoie să faci așa. Tu nu vei minți. Tu nu vei ucide. Tu nu vei desfrâna. Deci aceasta e o promisiune pe care o dă Dumnezeu cu privire la mine și la tine și care are putere dacă este primită. Este simplu. Din această perspectivă trebuie prim, privită expresia marelui părinte a tatălui nostru care a spus îți voi da ce este cu dreptul adică spune Mântuitorul căutați și veți găsi ce? ce căutați? bateți și vi se va deschide, unde? unde bateți? Nu? cereți și vi se va da, ce? ce? exact ce cereți nu ce spune gura, ci ce cere sufletul aceasta ascultă Dumnezeu, duceți-vă și lucrați în via mea Însă și expresia aceasta ne arată că este vorba de fapt de un lucru asupra căruia trebuie să ne, în care trebuie să ne adâncim privirile. Cum adică, Doamne, să mă duc să, în lucrare în biserica ta, în lucrare în lume, să lucrez pentru tine, lucra, lucrarea Domnului, fac lucrarea Domnului? Pe ne-ai spus tu că tu nu ai nevoie de slujitori. Care tu nu ai nevoie de mâini care să te slujească. Tu, Doamne Iisuse, ai spus, n-am venit să mi se slujească, am venit ca eu să slujească, să-mi dau viața. Acum tu cauți lucrători pentru via ta, tu care ai creat via, ai nevoie de săpători, de săpăligi, de pluguri, de... Care, ce, care este înțelesul acestor lucru? Pe exact cel pe care îl vedem aici du-te și lucrează în via mea, acesta este înțelesul, dar nu pentru mine. Eu nu am nevoie de lucrător, Dumnezeu nu este slujit de mâini omenești, El pentru tine este. Wow, deci era pentru mine, e un privilegiu acesta, este un har. Nici de cum o povară, nici de cum o poruncă, este un privilegiu extraordinar. Al doilea lucru. E momentul să mă întreb în ce constă lucrul? Du-te și lucrează în via mea? Păi toată lumea e vier, toată lumea știe să lucreze în vie. M-a chemat cineva zilele trecute să îi tund niște pomi. I-am tuns frumos pentru că am crescut cu ei, ei știu. Dar poți să iei pe un om de pe stradă, tai și mie pomul acesta, ți-l tai de rădăcină. Dar el merge în piață și îl spune, du-te și lucrează în via mea. Aceasta arată că lucrarea la care era chemat omul acela știutor sau neștiutor era o lucrare pe măsura lui, era în favoarea lui. Și era o lucrare la care trebuie să se gândească. Să zicem că bunicul foarte înstărit îți lasă cadou un avion din acesta privat, bimotor cu niște sușiri din astea nemaipomenite, care costă cât un cartier și așa mai departe, îți lasă cadou un astfel de avion. Sper că Primul lucru pe care îl faci nu este să te sui în avion ăla și să tragi o probă, să vezi cum îți stă la manșă, cum zboară, cu ce viteză, 2000 și ceva de kilometri pe oră. Și... deci sper că nu faci lucrul ăsta. Sper că îi sărâți mâna bunicului, îi spui că este un privilegiu mare și îi spui, sau tatălui tău, îi spui că este un privilegiu mare pe care el ți-l face ție și imediat te înscrii la școală. Primul lucru, nu te plin cu avionul, te înscrii la școală. La fel, te înscrii la școală pentru căsătorie, te înscrii la școală pentru creștinism, pentru biserică, pentru toate. Te înscrii la școală, primul lucru. Fiindcă e nevoie să înțelegi, e nevoie să te pricepi, e nevoie să înveți, e nevoie să scuturi ignoranța aceasta. A încerca și a te duce în viață și a săpa acolo. Dar cum trimite el? Cum își asumă el răspunderea să trimite niște oameni din piață? Du-te și lucrează în via mea. Care dintre noi am face așa ceva? Nu prea. Afară de cazul că este o lucrare în favoarea acelui om din piață și prin ea omul acela din piață va fi binecuvântat. Este o lucrare care la dispoziția lui. Dacă, -ar, dacă nu ar fi de competența lui, fără îndoială, părintele nu ar trimite lucrătorul acela în via lui. Și noi am înțeles de și lucrează în via mea, pentru că am avut via, am înțeles că trebuie să săpăm, să eventual să tundem via, să îngrășăm pământul, să smulgem buruienile. Nu este aceasta cea din tâi lucrare, ci lucrarea este ascunsă, cum spuneam la început. Ea este ascunsă sub aparența unei munci de fiecare zi. A aparența serviciului, a aparența bisericii, familiei, cercului de prieteni, țării în care locuim, secolului în care trăim. Toate aceste lucruri sunt adevărul despre chemarea mea, este ascuns sub ambalajul acest. Și rămâne întrebarea, atunci, cu ce începem lucrul în via Domnului? Cu ce începem lucrul acesta? Cu ce începem lucrul în via Domnului care este de fapt în favoarea noastră? Este terapia sufletului nostru, este vindecare sau mântuire. Înseamnă același lucru, cuvântul. Iubiții mei, scopul nu era săpatul sau plivitul viei. Scopul era, numărul unu, cunoașterea vierului. Tatăl meu este vierul. Prin via aceasta, prin lucrul la vie, prin tot ce se întâmpla acolo, ei erau chemați să cunoască pe vier. Sigur că în simplismul nostru calculăm un leu pe zi, repede, la muncă, după aceea cumpăr cu tare, fac cu tare. Acestea sunt doar, constituie doar ambalajul. Esența, conținutul era cunoașterea marelui vier. Wow. Și nu li s-a spus treaba aceasta. Nu li s-a spus pentru că dacă li s-ar fi spus, atunci omul nu mai e el însuși. Dar dacă el nu are nicio idee de lucrul acesta, el este chemat să descoperă așa ceva. Și, după cum s-a și văzut, unii din cei care au lucrat în vie au descoperit lucrul acesta. Nu poate să spună nimeni, O a fost atât de ascuns încât nimeni -avea, nu se putea descoperi, nu se putea ști că prin întâmplarea aceasta care am avut-o în viață sau prin drumul acesta eram chemat să cunosc pe Dumnezeu. Se ridică altă întrebare. Toată lumea a ratat această ocazie? Nu, au fost unii care au cunoscut pe părintele viei, pe tatăl nostru. Tatăl meu este vierul. Au fost unii care l-au cunoscut. Iar dacă unii nu l-au cunoscut, aceasta nu este o scuză. Aceasta este o acuză în dreptul vieții fiecăruia dintre noi. De ce? Același Duh Sfânt care a descoperit celui care a cunoscut pe Tatăl, același Duh Sfânt ți-a descoperit ție, mi-a descoperit mie, ne-a mi descoperit nouă tuturor, obiectivul vieții noastre, obiectivul chemării noastre să lucrăm în via vieții. Uite, aceasta este atâția ani de, pe pământul acesta, îți sunt dați ca să cunoști pe Dumnezeu prin tot ceea ce faci, prin lucruri, prin asta. Așa că obiectivul acesta, fiind al lui Dumnezeu, trebuie să captiveze întreaga noastră ființă. Aceasta este chemarea noastră în viață. Pe vorba africanilor, pământul este un stup și toți intrăm, intrăm, venim și plecăm pe același ordiniș în care acționează familia umană ca într-un stup. Avem același privilegiu, vreau să spun. Lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume, știu că noi am clasificat unii așa, unii pe dincolo, dar Duhul Sfânt nu face această diferențiere, de aceea ianii nu va sta în picioare vreodată, pentru că Duhul Sfânt luminează pe orice om venind în lume. Astfel că primul lucru de care s-au apucat unii a fost să muncească să câștige, și primul lucru de care s-au apucat alții a fost să observe de aproape pe Tatăl, pe viere. Tatăl meu este vierul. Pe el să-l observe de aproape cum răspunde, cum trăiește, cum tratează pe oameni. Acesta era obiectivul lor. În timp ce și-au făcut partea cu bine, nu există nicio plângere în pildă aceasta, cum că unul nu și-ar fi făcut lucru pentru ca asta să se uite după stele noi împărțim viața, viața o, cea spirituală, cea lumească, zicem noi. Care ar mai fi în viața asta dacă n-ar fi viața cea lumească, cu pâine, cu tractoare, cu electricitate? Cine ar mai fi pe aici? De aceea nu trebuie segregate astfel, ne-a învățat Martin Luther, pentru că Dumnezeu e cel care hrănește cu lapte un oraș întreg prin mulgătorii aceștia care lucrează cu instrumente sau cu mâinile. Sau... Deci, deci viața nu este separată sau decantată așa cum am gândit noi cei care au fost chemați la vie și au cunoscut pe Tatăl prin lucrarea lor la vie, oamenii aceștia nu au fost niște leneși, niște neroditori, niște împiedicați care nu au făcut nimic și au stat să contemple. Nu, ci în timpul acesta și prin chiar efortul și lucrarea lor au cunoscut pe Dumnezeu. Acum, sigur că despărțirea între cele două clase, acelora care li s-a spus plecați, și au plecat și acelei care au rămas pentru totdeauna în închinare față de, de Tatăl, de Stăpânul Viei. Diferența dintre ei este exprimată de Mântuitorul prin cuvintele lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, nu mergeți în via vieții acesteia ca să luați un leu pe zi. Nu o să vă ajute cu nimic și nici măcar nu-l luați cu voi când plecați. Mergeți, în vie. Nu lucrați pentru mâncarea pieritoare, lucrați pentru mâncarea aceea care rămâne pentru viața veșnică. Lucrul la vie e un lucru comun, dar el îmi dă prilejul mie să cunosc pe tatăl, să cunosc vierul, cel care este acolo. Acesta este cel din tâi, um, rost al vieții și ființei noastre pe pământ. Um, răsplata de două pe zi. este una, dar drumurile se despart fiindcă lui Abraham, Domnul i-a spus, răsplata ta nu este un leu pe zi. Eu sunt răsplata ta, Genesa capitolul 15. Eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Eu sunt scutul tău și eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Cei care au mers în vie pentru un leu s-au ales cu un leu. Cei care au mers în vie ca să cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat, l-a cunoscut pe Domnul, ei au rămas cu Domnul. De aceea a spus el la început, vi se va da ceea ce este cu dreptul. Niciodată Dumnezeu nu s-a descoperit pe sine acelui care a venit în viață pentru un leu, să-l ia și să-l cheltuiască. El a primit ce a cerut, ce a cerut sufletul în același timp. Niciodată Dumnezeu nu a negat privilegiul descoperirii de sine a celui care l-a căutat pe el, nu un leu în vie, ci lucrând la vie, a căutat să cunoască străpânul. Aceasta este adevărata răsplată. Și noi mergem pe pământ. Chiar am participat la un studiu, nu de mult timp, în care oamenii se zbăteau cu ideea de răsplată. Am rămas un pic așa cum fel de azi, cum mi se întâmplă. Tot am încercat să respir. Niciodată n-a fost pomenită adevărata răsplată. Adevărata răsplată nu este ceva. Nu este undeva. Nu este cumva. Adevărata răsplată este cineva eu sunt răsplata ta. De ce spun că obiectivul lucrului în via vieții este cunoașterea lui Dumnezeu? Ce învățăm despre Dumnezeu? Ce trăim de la învățând despre Dumnezeu? De ce spun lucrul acesta? Obiectivul umblării lui Mântuitorului nostru Hristos Iisus pe pământ cu ucenicii nu a fost altul decât cunoașterea Lui. Ei au fost entuziasmați de minuni, de tot ce s-a întâmplat acolo, chiar de imaginația lor bolnavă, cum că vor lua lumea în stăpânire și așa mai departe, chiar și de competiția lor drăcească, cine este cel mai important aici, cine este cel mai mare. Au fost animați de multe lucruri, dar n-au înțeles că toate acestea nu erau scopul, erau doar instrumente, doar obiective, doar, erau doar obiecte, doar, doar mijloace prin care ei trebuiau să-l cunoască. Pe cel ce era într-o chipare văzută a Dumnezeului nevăzut. Așa că vine un moment în care ce răsplată vom avea? Bine, uite dacă vreți, vi se dau toate aceste lucruri spre folosință, nu spre posesie, pentru că posesie nu există la oameni. Totul rămâne aici, nu se duce nimic. Dar asta este răsplata. Și atunci Filip își dă seama că trebuie să fie altceva totuși. Și el spune așa, arată-ne pe tatăl. Dacă am înțeles, nu vreau răsplata lui Petru, ce răsplată vom avea, nici a lui Iuda, nici atât. Nu. Vreau ce spui tu. Tu ai spus să cunoaștem pe Dumnezeu. Arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și atunci Mântuitorul descoperă lui Filip obiectivul venirii lui pe Pământ. Filipe, de atâta vreme sunt cu tine și nu mai cunoscut. Obiectivul acesta era cunoașterea. Nu a existat o declarație de principii prin care să li se spune, vedeți că mergem împreună trei ani jumate ca să mă cunoașteți pe mine. Nu. Aceasta trebuia să fie descoperit de ei și să fie adoptat și asimilat în același timp în viață. Ați observat că ultimul tablou al lucrării vierilor este unul foarte sumbru. Oamenii aceia au devenit iritați în momentul în care au observat Că se acordă prioritate celor care au venit la urmă de tot. Aceast, acest lucru nu era legat de cei care au venit la urmă. El nu știa cum îi cheamă, treaba lor, facă ce o vrea. Dar ce fel de tată este acesta? Ce fel de stăpân de domn este acesta care răstoarnă ordinea aceasta? De altfel, dacă vom merge pe fir. Izvorul oricărei forme de cădere sau de revoltă împotriva Lui Dumnezeu, de rebeliune împotriva Lui Dumnezeu, izvorul oricărui rău pe pământul acesta ne duce la o imagine rea, greșită despre Dumnezeu, Tată. De acolo pleacă. Aceasta a fost, acest a fost obiectul protestului lor. Ei nu au vorbit împotriva celorlalți muncitori. Foarte bine, felicitări că uh, dat. Dar ce fel de, de stăpân, ce fel de tată? ești tu care faci așa ceva, răsturne această ordine. Al doilea lucru pe care au protestat e unde e justiția în cazul în care acestor oameni pentru... N-a fost nici măcar o oră. În ceasul al 11-lea ei erau deja în piață, mai era o oră de lucrat. Și erau în piață. Păi până au ajuns la vie și până au lucrat și până au plecat, nu știu dacă a mai rămas ceva de lucru. Și atunci tu le dai lor același preț pe care ni l dai nouă lucrul acesta venea nu din nedreptatea care ar fi fost în stăpânul viei, ci din ochiul lor rău care vedea bunătatea lui Dumnezeu într-un mod rău. Răul era în ochi, în ochiul care privea, nu în părintele care împărțea cu plăcere, cum a zis Mântuitorul Tatăl, vă dă cu plăcere împărăția. De ce le dai uh, tot un dinar sau tot un, un leu, cum este în traducerea românească? Păi, uh, acest leu reprezintă viața veșnică, reprezintă infinit. Și nu există o jumate de infinit sau infinit mai mare sau infinit mai mic. Ai spus infinit, ai spus viața veșnică. În ce constă aceasta? Este simplu de înțeles. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. De altfel în prezentarea următoare, o să mergem la cel de-al doilea obiectiv al trimiterii noastre în vie. Cel din tâi obiectiv a fost să cunoaștem pe Tatăl, care este vierul. Și cel de-al doilea obiectiv este să cunoaștem vița, să cunoaștem legile Viței. Acestea le vom învăța în, în prezentarea următoare cu ajutorul lui Dumnezeu. Aici era diferența între oamenii aceștia. Aici a dus drumul uh, care a fost uh, generat de gândul lor din piață. Cu ce gând ai plecat uh, de acolo? Pentru unii oameni, Dumnezeu și Stăpânul Viei era o sursă de câștigat un leu pe zi, pentru alți oameni era o ocazie unică această viață, e o ocazie unică de a cunoaște pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Fiecare a plecat din piață cu gândul acesta. Ar fi trebuit observat din clipa 1, de cum a deschis gura vierul și a invitat să lucreze, ar fi trebuit observat tonul, ar fi trebuit observat dragostea cu care el i-a invitat speranța, importanța acestei chemări, pentru că el i-a chemat ca și când era ceva extrem de important. Ar fi trebuit văzut cei din ceasul al 11-lea, n-au avut cum să scape ocazia și prilejul acesta pentru că nimeni vreodată nu i-ar fi tocmit pe ei când mai era doar o oră de lucru. Și în același timp nimeni nu ar fi fost așa de drept cu ei. Astfel că el nu putea să dea mai puțin de un leu, nu avea acum mai puțin de un dinar, ci era aceeași viață veșnică pe care a oferit-o el lucrul pe care l-au făcut acești din ceasul 11 le a fost un lucru făcut prin credință. Ei nu au plecat pe bază de contract, ci prin credință. Și credința le-a fost inimaginabil de frumos răsplătită. Ei n-au ales via, ci au ales vierul. La aceasta ne cheamă Dumnezeu și pe noi, să ne dea această cunoștință de Dumnezeu. Răspunsul lui Ți se va da ce va fi cu dreptul, este legat de căutarea ta, ce cauți, ce dorești să obții și ce dorești, aceea îți va fi dat. De multe ori, chiar tu însuți ești uluit de faptul că ai putut să gândești acest lucru. În momentul în care cei care au luat banul și au plecat, își vor da seama că ar fi fost. Ocazia să ia altceva de acolo, să primească altceva de acolo, să te primească pe tine și să primească prin credința în tine viața veșnică. Sigur că vor trăi acel moment de plâns și scrâșnire a dinților. El este cel care ne-a chemat pe noi să lucrăm în viața Sa și lucrarea vieții noastre este să-l cunoaștem pe El. La aceasta să ne ajute Dumnezeu. Îți mulțumim, Tată! Nu putea fi o cinste mai mare decât aceasta. Să mulțumim că ne-ai chemat să lucrăm în via vieții la orice vârstă. Și la ceasul 1, și la prânz, și mai pe seară, și chiar înainte de moarte, cum ai chemat el harul acesta. Ne închinăm înaintea ta, Doamne, și îți mulțumim că darul vieții Domnului nostru Isus Hristos este viața fără sfârșit alături de tine. Prin Domnul Isus. Amin.